Dacă pentru copiii ce au vârsta sub 3 ani, părintele care îi însoțește în spital nu trebuie să plătească nimic, pentru cei care trec de această vârstă, părintele trebuie să achite la externare 12 lei pentru fiecare zi de internare. Această sumă reprezintă doar serviciile de cazare, nu și de hrană. Nu mi se pare corect, totuși că toată lumea plătește din salarii, din orice au. Nu mi se pare corect. La 3 ani în sus este, sub 3 anișori nu plătește. Ce să facem? Nu-i corect, dar ce mai e corect? Reprezentanții unității medicale susțin că taxa a fost introdusă încă din 2018, fiind impusă de lege. Ce acoperă această taxă? Cheltuielile cu utilitățile, lenjeria, faptul că aceasta se schimbă, se spală, cheltuielile cu produsele de curățenie. Nu este inclusă masa în această taxă. În cazul în care aparținătorul ar vrea să mănânce, ar trebui să își achite contravaloarea de 22 de lei pentru masa zilnică. Cei care nu au venituri sau care au veniturile sub salariul minim pe economie nu vor plăti această taxă. Taxa de însoțitor se achită la externare.